aceste coșuri avem zahăr, făină, alimente greu perisabile, paste făinoase, ulei, tot ceea ce este nevoie pentru sărbători, pentru niște oameni care au nevoie de ele din ponoarele. Și sperăm că le sunt de foarte mare folos și că se vor bucura de ele. Banca de alimente a luat naștere anul trecut pe data de 17 noiembrie, iar de atunci sute de oameni din Mehedinți și nu numai au donat produse alimentare în coșurile amplasate în hipermarketuri. Voluntarii Crucii Roșii le-au ridicat lună de lună, iar cu sprijinul reprezentanților Protecției Civile, alimentele au ajuns în mâinile oamenilor cu nevoi speciale. Tem de un an acest program, Banca de alimente, a ajutat sute de oameni și în continuare ajută. Noi încurajăm oamenii să vină la hipermarketuri ca să doneze alimente și să le oferim celor săraci, mai ales în perioada de sărbători, tot ce își dorește și nu pot avea. Proiectul Banca de Alimente a fost înființat tocmai pentru a veni în ajutorul persoanelor cu venituri mici, sub 400 de lei pe lună. Peste 200 de persoane din Mehedinți au primit până acum vizita voluntarilor Crucii Roșii. Ca și familii au beneficiat într-un an de zile și cu cele care vor beneficia săptămâna viitoare, marți sau miercuri, 30 de familii, 222. Ca și persoane aparținătoare acestor familii, avem aproximativ 800. Ultimele alimente care au fost ridicate de la unul dintre hipermarketurile partenere vor ajunge peste o săptămână la persoanele cu nevoi speciale din localitatea Ponoarele din județul Mehedinți.